avem un buget record de un miliard de lei și în măsura în care bonificația, valoarea acestei bonificații a scăzut, iar acest lucru s-a întâmplat ca urmare a unei ordonanțe de urgență din luna decembrie anului trecut. Asta pentru noi, ca Minister al Mediului, nu poate decât să însemne mai multe autoturisme finanțate și speranța mea este că și cu o Bonificație mai mică, apetitul pentru mașini electrice va rămâne la fel de mare ca în trecut. Cred că trebuie să așteptăm să vedem cum evoluează programul, să vedem dacă și cu o, o bonificație mai mică, nu cumva apetitul rămâne la fel de mare și eu am această convingere că românii vor beneficia din plin de suma de aproximativ 5.000 de euro. Pe care eu personal nu o apreciez ca fiind nejustificat de mică. Eu cred că 5.000 de euro pentru un autoturism care de multe ori nu depășește 25.000 25 de euro, cred că e o sumă binevenită și cred că e o sumă care ar putea să determine o persoană să achiziționeze un autoturism electric. În detrimentul unui autoturism cu combustie internă. Ne ținem de promisiuni, iar promisiunea pe care am făcut-o și în trecut și pe care o fac și pentru viitor este aceeași, respectiv că vom lua banii de la rabla clasic, adică de la motoarele diesel pe benzină sau pe alte tipuri de combustie convențională și vom muta acești bani către Rabla Plus. Este ceea ce s-a întâmplat și anul acesta, este ceea ce o se întâmple și în viitor, până când, în mod natural, dincolo de lunga tradiție despre care președintele AFM-ului a vorbit mai devreme, trebuie să înțelegem că peste câțiva ani această diminuare într-o parte și majorare în cealaltă va însemna că vom finanța la un moment dat doar autoturisme prietenoase cu mediul. Din această săptămână vom pune bazele unui grup de lucru în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de producătorii români, alături de administrația Fondului pentru Mediu, alături de dealerii de mașini și alături de societăți care finanțează. Vom începe să creionăm următorul exercițiu financiar respectiv 2025-2030, pentru că și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor trebuie să se adapteze la această dinamică care ne înconjoară. Din acest motiv, ne dorim să identificăm soluții concrete pentru finanțarea de flote, așa cum s-a și spus mai devreme. Din acest motiv ne dorim să identificăm soluții concrete pentru finanțarea costurilor cu leasingul sau cu închirierea de autovehicule electrice. Deci, eu cred că o să, o să intrăm într-o nouă eră, dacă o putem numi așa, și în ceea ce privește arhitectura viitoarelor programe Rabla Classic și Rabla Plus.